Suntem așadar în prima zi din cele trei așezate sub egida sărbătorilor și praznicilor nemțene. O triadă binecuvântată de sărbători în care dumneavoastră, noi, am încercat pentru trei zile să ne rupem o clipă din cele ale noastre obișnuite pentru a ne hrăni duhovnicește și apoi, luni seara, revenind la casele și la lucrarea noastră, să lucrăm în continuare și să ne ducem viața hrăniți din harul de taină al Sfinților. Ne întrebăm, ce sunt aceste trei sărbători nemțene? Ne întrebăm, pentru ce am venit aici la mănăstire? Pentru ce mâine vom urca pe Sfântul Munte Ceahlău, iar poi mâine vom merge la mănăstirea Sihăstria? Vom răspunde fiecare după dorul pe care îl avem. Unii vom zice, ca să ne rupem o clipă de viața obișnuită și să trăim și altceva. Alții, iată, să mergem cu pruncii, să ne împărtășim la Sfintele Mănăstiri, să-i obișnuim deja cu ambianța sacră a Sfintelor noastre locașuri monahale. Alții, poate veți zice, mergem să ne închinăm la sărbătorile Sfinților, la moaștere Sfântului Paisie de la Neamțu, la cele ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat, la moaștere Sfântului Varlaam sau Sfântului Ioan de la Secu, sau la alte sfinte moaște care se găsesc, iată, în sfintele noastre biserici, o părticică chiar din moaștere Sfântului Ioan Iacob. Alții poate vor zice, mergem să ne reculegem pentru o clipă la mormintele părinților Cleopa, Paisie, să ne bucurăm de frumusețea muntelui Ceahlău, să ne bucurăm de întâlnirea unor prieteni care vin an de an la aceste sărbători nemțene și pe care cu certitudine îi vom reîntâlni. Iată răspunsuri la întrebarea ce căutăm noi astăzi aici. Și toate aceste răspunsuri și multe altele pe care dumneavoastră le știți că le aveți în sufletele dumneavoastră, toate aceste răspunsuri sunt valabile, sunt corecte și devin și mai valabile și mai corecte dacă la ele mai adăugăm un răspuns. Și anume, am venit ca să cunoaștem taina schimbării la față, adică taina taborului. Și când spunem taina taborului, iubiți credincioși, în ea se cuprind toate viețile Sfinților ca prelungire a vieții pământene a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a schimbat la față înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli pe muntele Taborului. Când spunem am venit ca să cunoaștem taina Taborului, mai bine zis pentru a ne lăsa pătrunși de taina Taborului, căci a o cunoaște cu mintea noastră cu neputință este, am venit așadar să ne lăsăm pătrunși de taina Taborului. Iar taina Taborului se revarsă ca o cascadă binecuvântată, valuri, valuri, de lumini, de adâncimi, de înălțimi, asupra noastră, celor care poate am venit astăzi aici, mâine pe Ceahlău, poi mâine la peștera Sfintei Teodora, ca să ne lăsăm pătrunși puțin
de taina taborului. Și când spunem taina taborului, spunem, iubiți credincioși, taina dobândirii Duhului Sfânt de către credincioși. Spunem viața creștinului ca viață în Hristos, arătarea tainei taborului. Taina taborului se arată de asemenea în taina iubirii lui Dumnezeu Tatăl revărsată peste lume. Când spunem taina taborului, spunem taina rugăciunii lui Iisus sau rugăciunea inimii. Spunem taina harului dumnezeiesc coborât peste lume. Spunem taina energiilor dumnezeiești necreate, de care se împărtășește omul, neputând să se împărtășească și să cunoască pe Dumnezeu în însăși firea sa. Când spunem taina taborului, spunem taina întâlnirii omului cu Dumnezeul cel viu, spunem taina unirii omului cu Dumnezeu, spunem în cele din urmă taina îndumnezeirii omului. Taina taborului se arată de asemenea în taina împărăției lui Dumnezeu pregustată încă din această lume. Taina taborului se arată în experiența veșniciei trăită ca anticipație încă din această lume. Taina taborului se arată în lumina învierii, de care creștinul este chemat să se împărtășească, nu doar sau nu numai după trecerea din această viață, ci să se împărtășească încă din această lume, viețuitor în mănăstire fiind, sau membru în familie și în societate de asemenea. Când spunem taina taborului, spunem taina cunoașterii lui Dumnezeu, spunem taina smereniei lui Dumnezeu, taina taborului îl arată pe Dumnezeu în relația sa cu omul. De aceea, iubiți credincioși, să ne dăruiască Dumnezeu ca fiecare zi de duminică și de sărbătoare, iar în cazul nostru, aceste trei sărbători, să fie ca o încercare de pătrunderea noastră pe muntele cel sfânt, adică însoțiți de Sfinții Ioan Iacob și Sfânta Teodora de la Sihla, să pătrundem în viața cea de taină a taborului celui binecuvântat. Pentru aceasta sunt necesare trei lucruri. Unul l-am făcut, și anume să ne dezlipim de cele ale noastre pentru trei zile. Cel de-al doilea suntem chemați să-l facem, și anume pentru aceste trei zile, dacă se poate, cât mai mult, să lepădăm grija cea lumească. Să lăsăm grijile, îngrijorările care ne definesc viața la poala muntelui, adică acolo de unde am plecat. Și în al treilea rând, cum spune Sfântul Isaac Sirul, să ne golim pe noi de noi înșine ca să ne umplem de Dumnezeu. Sfinții lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Iacob, a fost omul care s-a golit de sine însuși, de ambițiile, orgoliile, păcatele, slăbiciunile unui om obișnuit, și golindu-se pe sine de sine, s-a umplut de Dumnezeu. E greu pentru noi, știm foarte bine acest lucru, dar cel puțin să știm că acolo trebuie să fim. Cei care au primit binecuvântarea să se împărtășească, s-au împărtășit, dăm slavă lui Dumnezeu, ei s-au umplut de Domnul Hristos împreună cu noi, nădăjduim în mila Domnului că El va rămâne întru noi și astăzi, și mâine, și poimâine, și de-a lungul întregii noastre vieți. Amin.